Cel mai prolific hoț al Severinului este un copil de 11 ani. Specializat în spargeri de magazine, Matrix a pus pe jar un cartier întreg. În mai puțin de o lună, micuțul Alibaba a dat numai puțin de 10 spargeri. Zona de referință este Piața Mircea. Noapte de noapte, băiatul își terorizează vecinii care din cauza lui au pus gratii la geamuri și magazine. I-am putea spune Alibaba sau pe numele de cod Matrix. Vorbim despre un băiat de 11 ani specializat nu în jocuri, așa cum am presupune că poate fi un băiat de vârsta lui, ci în spargeri de case, magazine sau ce-i mai iese în cale. În ultima lună, băiatul și-a adăugat în palmares nenumărate jafuri în zona Piața Mircea, căci pe acolo își face veacul. Înarmat cu ce-i pică în mână, pleacă seară de seară în căutare de noi magazine din care să fure sau pe care, din pură plăcere, doar le vandalizează. Toporul este exact, uitați aici, cu acest topor va da să spargă ușa și lacătul atașat. Cel de-al doilea minor însuțește, așteaptă timpul oportun ca să poată să... Uitați aici, dă cu toporul, aici și scapă. Pe numele de porec la asta, Matrix îl cheamă. Deci pe toți ne-a speriat, toți vecinii de aici ne-a speriat cu spargerile astea. Deci și mie mi-a spart geamul aici, mi-a forțat geamul și a intrat înăuntru. Sunteți nevoiți să scoateți bani din buzunar pentru a vă proteja afacerea? Da. Să urcă pe acoperiș, toate țâglele ni le-a spart. Joacă toată noaptea, toată ziua, toată noaptea aici. Și se urcă după minge și spargi țigările. Magazinul pe care l-a spart de 4 ori în ultima lună a ajuns să fie înconjurat de gratii. Reprezentanții magazinului s-au săturat de vizitele polițiștilor, astfel că au pus în practică toate măsurile necesare pentru a-l împiedica pe Matrix să facă din nou o vizită neanunțată aici. Venim dimineața și găsim magazinul spart. L-au spart de nori, de vreo 7-8 ori au spart acest magazin. Aveți bănuială cine ar putea fi? Nu. Noi nu știu, nu pot să spun așa ceva, că avem bănuieli. Și stați terorizați în fiecare zi. Ce face, da. Venim dimineața la servici cu teama de a găsi magazinul, iar spart. Stăm pe afară, pe la ușă, până vin echipajele să ne ia declarații, să vedem ce lipsește din magazin, ce e furat, ce nu. Proprietarii din zonă s-au săturat și spun că au ajuns la capătul răbdării. Situația îi pune în poziția de a scoate bani din portofel săptămână de săptămână pentru a-și proteja bunurile. Toată comunitatea noastră de proprietari, cât și de chiriași de pe strada Horia din centrul orașului, cât și de prin împrejurimile pieții, ne confruntăm cu o foarte mare problemă, adică spargeri. Ce înseamnă spargeri? Că magazinele care le vedeți atât în spatele meu cât și lângă piață au fost sparte de cel puțin o dată. Pagubele nu sunt atât de mari în ceea ce privește, pentru că niciun comerciant și niciun magazin nu își lasă bunuri de valoare. Dar faptul că vine, dă cu toporul, dă cu ranga, sparge termopanele, sparge ușile, indiferent dacă sună alarma, pe el nu-l interesează, el vine, sparge. Pe numele minorului au fost înregistrate nenumărate plângeri, însă nu au fost făcute și demersuri în acest sens, în contextul în care, la cei 11 ani, băiatul nu poate răspunde penal în fața legii.